În această dimineață, Turcia a primit ajutor din partea autorităților din România. O echipă de sprijin formată din personal specializat de căutare-salvare, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine, a ajuns la fața locului. Echipele de intervenție din România au ajuns în această dimineață în Turcia, chiar în zona afectată de cutremurele devastatoare care au creat panică printre localnici. În această dimineață, în urmă cu câteva ore, echipele de intervenție române au sosit în Turcia, în locul unde cutremurele au provocat dezastre în urmă cu o zi. Echipa de sprijin din România, care este formată din personal specializat de căutare-salvare, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Câinilor Utilitari, a ajuns în provincia Hatay, într-o localitate apropiată orașului Antakya, Turcia. Anunțul a fost făcut de către șefii DSU. Salvatorii români sunt în permanentă legătură cu autoritățile din Turcia. Mai mult decât atât, și reprezentanții AFAD, responsabili pentru desemnarea zonelor de acțiune și de intervenție, țin de asemenea legătura cu țara noastră. Salvatorii români, sosiți în Turcia, au început să construiască deja baza de operații. Peste 6.000 de clădiri din zonă au fost destrămate de cutremurele care au avut loc în urmă cu o zi în Turcia. Salvatorii caută și în aceste momente supraviețuitori printre ruine. Relatează spynews.ro.